făcut în România. Vorbim de, gândiți-vă că deasupra celor de la ACDC va fi suspendată o locomotivă, în reală, cât se poate de reală, în mărime naturală, iar de o parte și de alta scenei sunt câte 3 tunuri, iar aceste 3 tunuri, la ora 23, când se va închide acest, acest mega eveniment, acest mega concert, piața va fi luminată de un foc de artificii extraordinar. Piața va fi scăldată în, într-o lumină extraordinară, până și aleșii de la Casa Poporului, iată, au venit în această zi de duminică să privească de la balcon acest show extraordinar. Fanii au venit din toate colțurile țării, mulți dintre ei au renunțat la grătare, au renunțat să iasă la munte. Am stat de vorbă cu câțiva dintre ei și au spus că au renunțat chiar și la o nuntă și la botez, numai să fie aici alături de cei de la AC/DC. Mai întâi, în fața lor va veni cei de la Iris, o trupă iubită în România. Îi va încălzi puțin, iar apoi, după o pauză de o jumătate de oră, trupa AC/DC va urca pe scenă și va promite un Thunderstrike, o furtună de tunete, doamnelor și domnilor. Atât de aici, la revedere!